pay per click de la două parale. Astăzi este prima dată când nu am o prezentare, de-aia o să rog pe Ionuț să stai mai pe lângă mine, că el e mai experimentat așa. L-a vorbit fără... Nu la tehnică, pentru că merg pe aceste două microfoane. Nu? Nu. Ok, eu ziceam să facem un joculeț. Ionuț nu știe despre ce e vorba. Ziceam să joc eu rolul unui advertiser care ar vrea să-și caute o agenție de pay-per-click și a auzit de web digital. Să-i punem întrebări, să vedem cum se vinde el, să vedem ce întrebări pun eu. Întrebările mele vor fi din experiența mea cu clienți, mai mici și mai mari. Hai că n-am să fiu. Dar nu merg microfoanele, adică mai știu să răspund. Te auzim foarte bine. Facem, Ionuț? Da, ok, sigur. Păi ok, să zicem că da, eu sunt în... Să le ținem închise. Ok, numele meu este Cristian Ignat, din nou. Și am un magazin de haine. Nu sună. Și vreau să fac Google AdWords. Și am căutat pe net, pe Google, am văzut, am auzit de web digital, după aia peste tot unde mă mișcam pe net, am văzut că web digital are profesioniști, face pay-per-click și așa. Și am ajuns la voi. Și vreau să îmi zic mai multe despre serviciile astea, că nu știu, habar n-am cu ce te mănâncă. În primul rând, web digital se ocupă de o plajă mult mai largă de pay-per-click marketing weapons, să le zicem așa. Da? Am auzit că doar le doar funcționează. Am înțeles, ok. Da, sigur, ne putem ocupa de campania ta. Cum se numește site-ul? haineonline.ro. Băi, dar mie, e un site de ăsta. Haineonline.ro. Da, ok, ok. Păi e foarte bine, o să-ți fac cunoștință cu... noi suntem împărțiți în două departamente, Relationship Management și Specialiști. Cele două departamente lucrează ca două celule specializate, supra-specializate în cadrul agenției. Relationship managerii păstrează și dezvoltă relația cu clientul, transformând astfel obiectivele clienților în task-uri pentru specialiști, iar specialiștii le implementează. În acest sens, o să-ți fac cunoștință cu un relationship manager de la Web Digital, da? Care o să te introducă în flux și... Păi, vină și tu aici! De obicei, noi mergem, așa stăm la birou, știi, de vara. Ok, timp de serviciile voastre, pe vorbi. Hai să vedem, întâi, tu ai mai desfășurat campanii Google AdWords până acum, un fel de campanii de promovare online, SEO, display? Nu, SEO nu, adică nu offline, am încercat. Adică nu offline, da. Și? Nu au fost așa de solicit. Cum monitorizai de după? Nu le-am monitorizat. Noi oferim un suport și raportare lunară și facem lucrul ăsta analizând, legând conturile de AdWords cu contul de Analytics. Este un lucru pe care îl facem de la început încă, de la construcția și setup-ul contului, urmând ca lună de lună să evaluăm rezultatele din Analytics împreună cu agregând date din AdWords cu date din Analytics. Ce țin de site usage sau dacă există, cum e la voi, un magazin online, veți fi nevoiți să implementați voi modulul de e-commerce. Noi nu avem resurse de implementare, efectiv, programare, dar sunt sigur că voi lucrați cu cineva deja. Și atunci vă recomandăm, vă putem da câteva referințe de cum se implementează. Bine, sunt referințe clasice, adică un programator ar trebui să poate să implementeze destul de simplu modulul de e-commerce. Și după care vom lunar ne vom întâlni și vom vedea cum a performat campania, urmând să planificăm pentru luna, pentru lunile viitoare. Pe lângă costurile voastre pe mentenanță și de optimizare și alea pe care puteți la Google, trebuie să mai dau și la programare din nou să mai facă niște chestii. E o întrebare și care Da. Răspunsul e concret, sincer, da. Da, într-adevăr, există niște costuri pentru implementare, însă costurile pentru implementarea
suportului practic de e-commerce pentru site-ul tău, te ajută nu numai în ceea ce privește campania AdWords, ci te ajută per total în analiza traficului și în analiza calității, practic a performanței magazinului tău online overall. Și anume, fie că traficul vine din direct, fie că traficul vine din organic, fie că traficul vine din campanii plătite de orice fel. O să-mi estimez niște rezultate. O să răspund eu. Bine, știu că eu trebuie să răspund, dar mă gândeam că poate să răspunde și Mihai. Nu. Rezultatele sunt estimarea, e o estimare în bază zero, ceea ce înseamnă că nu putem decât să ne uităm în datele din AdWords Keyword Tool, de exemplu, sau în o campanie de-ale noastre, sau din experiența noastră, și putem să îți dăm o estimare destul de grosolană și bazată pe indicatori din trecut. Ei nu sunt indicatori care putem să identificăm anumite pattern-uri, să zicem că, ok, în perioada toamnă-iarnă există mai multe căutări și probabil și mai mulți competitori, sau nu putem ști ce se întâmplă în viitor, deci clar e o estimare un pic forțată și nu putem da nici măcar o estimare la nivel de cost. Deci noi avem o matrice pe care aș putea, cred că, să o afișez. E foarte, da, o să o afișez, e o matrice care e cea mai corectă estimare pe care am văzut eu până acum și chiar o să vă arăt, dar Mihai, trebuie. Ce estimări ai avea de voi? Ce fel de estimări? Păi ce creștere îmi puteți aduce voi? Asta mă interesează, de cât de mult îmi puteți crește voi? Creștere la nivel de vânzări. Există deja trafic pe site? Da, există. Ce surse? Mai mult trafic direct și din organic după brand. Există deja nu multe. Conversie stabilită? Există o de conversie? Conversia care e de tip vânzare și îmi vin destul de puține vânzări, nu foarte multe. Ok. Ecce homo, nu? Asta este într-adevăr cea mai, din punctul nostru de vedere, cea mai realistă estimare. E o matrice a valorilor pe care le poate avea, poți regăsi în campanie. În zona de, în stânga mult acolo, unde scrie CPC, sunt valorile estimate, costurile pe click estimate. Ele variază între 0,06, o valoare dată de adesea de Google AdWords Keyword Tool, care, na, se întâmplă, cum zic, nu? Și un 3 euro, o valoare un pic mai mare, care în anumite industrii poate apărea. Lângă avem numărul de click-uri, da? Pentru că, asta e pentru un buget de 1000 de euro. Asta e de reținut. Deci, constanta e 1000 de euro. Acum, numărul de click-uri variază în funcție de costul per click, în cazul în care valoarea costului per click ar fi average cost per click value. Deci nu ar fi valoare maximală, minimală și după aia diferite valori, pentru că da, ar fi mai complicat de calculat. Dar dacă păstrăm 0,06, pentru 1000 de euro avem 16.000 de click-uri. Rata de conversie variază 0,4% și 9%. Am scris și 9%, da, există rata de conversie 9%, nu în e-commerce. Dar conversia nu neapărat ca vânzare, ca tranzacție, dar, de exemplu, ca solicitarea unui credit sau înscrierea pentru un test drive sau comandarea unei pizza telefonică. Comandarea telefonică a unei pizza și după aia întreabă, dar cum analizăm noi cu pizza? Ok, zi-mi ce date ai nevoie de la mine și ce buget să mă duci aici. În primul rând ai zis că ai deja trafic pe site, da. Ai deja trafic pe direct, ai deja o conversie stabilită. Unde te situezi tu cu rata de conversie în momentul? Pam, pam. Ai la 0,7, așa. Și îi pare rău? Da. E ok, deci 0,7 e în regulă. Deci suntem... Băi da, dar am foarte puține vânzări, adică chiar foarte puține. De aia și implicit și un volum mic de vizite, nu? Da. Ok, varianta înseamnă că utilizatorii care ajung pe site-ul tău
probabil, e posibil să nu fie cei potriviți pentru a face achiziția, da? Dar dacă ei vin, dacă asta e rata de conversie pe direct, înseamnă că asta e efectiv valoarea pe care poate genera, sau numărul de conversii pe care poate genera site-ul tău. Pentru că oamenii care intră direct, ei știu de site-ul tău, deci sunt complet conștienți, deci am putea să tratăm ăla ca un benchmark. Aș spune mai departe că nu vom putea, nu, foarte, niciodată, ca să spunem așa, nu vom ajunge la rata aia de conversie, fără să spun, noi suntem transparenți și sinceri cu, și nu putem, sunt sigur că există în piață specialiști care ar putea să vă ofere rezultatele astea, însă noi nu am auzit face. Și mă costă foarte puțin, mai 50 de euro pe lună, am văzut, 20, văzut reclame multe. Care chiar asta spuneam. Da, dar nu știi, cu 5, cu 5 pe Fiverr? Nu? Da, cu 5. Îți gestionăm toată campania și cu 5 euro îți vindem 100 de... Dolari, dolari, nu eu. 5 euro în ar, da? Dolari, dolari. 5 dolari, corect, da. Deci e... Da, deci am văzut că se poate. Se poate așa. Mai... Altă întrebare. Cum ai găsit pe Digital? Păi căutam firmă de AdWords pe Google și am ajuns printre alte site-uri și pe Web Digital. Și după aia, peste tot, mă plimbam pe alte site-uri, am renunțat la ideea de a mai face AdWords și am văzut peste tot numai Web Digital că... Dar știi cum trebuia să spui la întrebarea asta? N-a fost chiar așa. Trebuia să zici așa. Îmi citeam mail-ul când am primit un e-mail cu My ads have been disapproved. Și pentru că noi ne afișăm pe My Ads Have Been Disapproved cu ad-ul nostru în Gmail, atunci ai văzut, ia uite, eu nu-ți afișează pe, în Gmail. Ia să dau eu click și mi-a luat 3 dolari, 3 lei, pentru că atai click-ul pe Gmail, în cazul meu. Și după care m-a sunat și mi-a zis, te-am văzut pe Gmail. Deci așa, 3 lei. 3 lei, da. Pentru prima poziție, da, niște căutări mai așa, niște așa, așa. Am și 3 vede cu ce asta e și cu un scop educativ. Îți recomand să mergi pe, tot pe Google, să te uiți în lista partenerilor certificați și să vezi dacă Web Digital este acolo, ce alte companii mai sunt acolo și să selectezi de acolo un partener certificat care a susținut examenul, care știe despre ce... Am văzut asta cu partener certificați, dar am văzut că sunt foarte mulți. Deci am văzut că toți au... Da, cheamă-i la pitch. Sunt parteneri certificați. Poate vin. Nu știu, adică nu știu dacă ăsta e neapărat un criteriu. Trebuie să fie primul criteriu. Să fie certificat, ok. Și dacă sunt mulți, sunt foarte mulți? Acolo mergi mai departe și faci o selecție din cei care sunt certificați, vezi care se încadrează criteriilor tale. Vezi ce portofoliu prezintă sau în discuție sau te întâlnești cu o agenție. Am avut o ediție despre cum să selectezi agenția. Ai fost prezent? Nu. Eram plecat din țară. Poate era bine. Fiind vineri și tu nu poți să-și fiști vinerea. În regulă. Ok. Mai pun întrebări. Ok, deci aici zici că... S-a fost o surpriză pentru mine. Este imposibil să ajung la acolo, nu? Dacă conversia este tranzacție, ți este imposibil să ajungi acolo în contextul în care... Încă o dată. Dacă acolo înseamnă tranzacție, da? Deci dacă rata de conversie înseamnă tranzacție, atunci da, este imposibil să ajungi la rata aia de conversie în contextul în care rata ta de conversie din direct e 0,7. Dacă 9%, dacă rata de conversie înseamnă conversie în, știu eu, abonare la newsletter sau abonare la o listă preferențială pentru o campanie punctuală care urmează să facă nu știu ce, atunci, da, e posibil. Deci, dacă segmentăm procesul de achiziție, procesul de vânzare, tranzacția, în diverse etape și la fiecare etapă considerăm o conversie de tip 1, de 2, 3, 4 și atunci încercăm să convertim inițial într-o conversie mai simplă, nu știu, să-și lase numele, să-și lase datele de contact, să dea like, nu știu, un alt tip de conversie, atunci, sau un plus 1, atunci, da, rata de conversie poate fi 9%, dar nu pe tranzacție. Ca să fie o analiză mai reală, să spun așa, ar fi interesant să vedem și ce rată de conversie ai pe organic, pe trafic adus pe cuvinte cheie. AdWords e promovare pe cuvinte cheie. Deci ar fi interesant să vedem și ce rată de conversie ai pe organic. Deci nu numai pe direct. Ca analiza să fie mai reală. Păi da, dar nu prea... Ești praf pe SEO, a?
Păi, monitor, 2, 3, 4, 5, acolo în spate se o monitor. Da, îți fac ei un audit inițial și după aia sigur îți găsesc o soluție pentru, da? Ok. Așa, deci ca să tragem o linie, ar trebui întâi să vedem și care sunt obiectivele tale. Sper că nu, realiste. Da, obiectivul trebuie să fie realist și în funcție de obiectivele tale se poate stabili și un buget în bază zero pe care să investești în prima lună, după care, începând cu a doua lună, vom putea ști exact care este rata de conversie pe Google Ads și vom ști exact care este un buget optim pentru următoarea perioadă. Cei de la vânzări zic exact, specialiștii zic, nu știu ce să zic. Deci așa se transformă realitatea, știi? Nu. O să avem o viziune mult mai realistă și cred că un obiectiv pe care ți l-ai putea propune este să ajungi la o rată de conversie de 0,5 în contextul în care rata ta de conversie pe direct e 0,7. Urmând ca să, bineînțeles, ușor, ușor să ne apropiem de 0,7 și Doamne ajută, cine știe, poate chiar să depășim. Dar în acest timp eu îți recomand să te focusezi pe marketingul de produs, pe site, pe promoții, ajută-ne să te ajutăm să vinzi. M-am simțit complet împlinit că am zis asta. Ajută-mă să te ajutăm să vinzi. Ok, de ce dată ai nevoie de la mine ca să mă ajut tu, ca agenție care face AdWords, să ajung unde ai zis tu acolo, la 0,5%? IBAN! Pe lângă IBAN, pe care îl cerem la prima întâlnire, avem nevoie să semnezi când îl dai. După care, să semnezi că o să ne dai în fiecare lună. După care... Pa! da. Am nevoie de la tine, am nevoie să înțeleg piața pe care ești tu, am nevoie să înțeleg produsele pe care le comercializezi, am nevoie să înțeleg industria în care te afli, și toate lucrurile astea nu vreau să cred că le pot face în prima lună, de aceea WebDigital gândește o politică pas cu pas. Și atunci, noi considerăm că învățăm din relația cu clientul pe măsură ce evoluează campania cu noi, evoluează campania și evoluezi și tu în relații cu noi, ca business. Cam cât timp dedicați voi contului meu de AdWords? Nu avem un timp limită la nivel de cât dedicăm. Dedicăm cât timp e nevoie. În cel puțin, în prima etapă a dezvoltării campaniei, în prima lună, clar, dacă ar trebui să bugetăm timpul ăla, ar fi de 3-4 ori mai mare decât timpul potrivit pentru fiul pe care îl dăm. Deci noi investim în prima lună, fără a exista un setup fee de regulă, investim mult mai mult timp în campanii pentru că vrem să cunoaștem și mai mult clientul. După ce trece o perioadă de timp, investim exact cât trebuie, cât să fie necesar să îndeplinim obiectivele pe care le propunem. Puteți să-mi dați niște exemple de ce putem face efectiv prin Google AdWords? Adică, pe exemple... Da, vreau. Deci, avem așa. La fel ca banca, da, asta e un fel de ediție despre WebDigital, știi? După aia iară să self-promo. Știți că el a venit cu ideea, eu n-am zis nimic de... Deci n-a fost orchestrat, ca să zic așa. Ideea e că există câteva... Noi ne-am gândit așa. Noi am împărțit produsele precum sistemul bancar. Adică, până la urmă, la bancă ce faci? Cumperi un credit, iei un credit, dai niște bani cu un împrumut sau ții banii undeva. Asta e singurul lucru pe care îl faci cu bancă. Acum, noi la WebDigital ne-am gândit că același lucru se poate întâmpla și cu strategiile de marketing, de pay-per-click marketing. Și anume, avem o strategie care implică protecția brandului. Așa o numim noi. Și anume, o campanie de brand. O campanie care te ajută să iei din traficul pe care l-ai pierde în fața concurenței pe brandul tău. Chiar dacă tu te afișezi în rezultatele organice, am un articol pe imunteanu.com despre asta, chiar dacă tu te afișezi în rezultatele organice pe brandul tău, vei vedea, pe lângă o creștere, am simțit lucrul ăsta și am observat date statistice, că pe lângă traficul organic, pe lângă traficul din AdWords pe brand pe care îl iei, o să vezi și o creștere în traficul organic. Pentru că, da, așa se întâmplă. Oamenii, după ce fac o căutare pe brandul tău inițial, ei mai revin făcând o căutare pe brand și intrând în organic.
Ceea ce înseamnă că concluzia a fost că aceste campanii nu numai că nu canibalizează rezultatele organice, ci sunt foarte sunt bune pentru a crește traficul de calitate, care e trafic care provine cu brandul tău. Asta e una din micro, din cele câteva strategii. Avem, bineînțeles, o strategie care implică magazinele și e-commerce websites. Da. Spune-mi exact, un exemplu de strategie sau nu exemplu de strategie. Asta cu brand protector ar fi un exemplu de strategie, dar acum mergem, de exemplu, la remarketing, așa. Care nu mai e keyword-based advertising, aici vorbim de o strategie care implică marcarea utilizatorilor din site și urmărirea acestora cu scopul de a segmenta și de a livra mesaje în funcție de comportamentul utilizatorului pe site-ul tău. Să spunem că utilizatorul și acum, astăzi, pe 27, Google a lansat o nouă opțiune cu un singur cod de remarketing și cu posibilitatea de a identifica audiența din URL. În contextul în care, dacă, de exemplu, în URL, în link, ai cuvântul laptopuri, atunci poți să selectezi doar paginile care au cuvântul laptopuri și să construiești segmentul de audiență doar pe cei, doar pentru cei care au accesat paginile care au cuvântul laptopuri. Lucru care nu puteai face întrecut decât cu intervenția programatorului unde plăteai. Acum, nu știu dacă este încă disponibil, încă public, dacă s-a publicat în România aspectul ăsta, eu l-am aflat încă de ieri și ne-am bucurat toți în plen. Am dat și pe lumea SEO PPC un status acolo pentru problema asta. Ca să revenim la întrebare, remarketing-ul este o strategie pe care o aplicăm, ea combinată cu search, funcționează extraordinar. În cam toate domeniile. Ce înseamnă extraordinar? Foarte bine! Îți dai seama că discutăm despre 60 de conturi pe care noi le gestionăm la momentul ăsta. Este greu să îți spun cum lucrează. Pentru unele dintre campanii, cele care au curbă de achiziție mică, păstrăm cookie-ul valabil foarte puțin. Pentru că e o curbă de achiziție foarte, foarte mică și atunci livrăm puternic mesaje cu costuri foarte mari în contextul respectiv, astfel încât el să convertească în curba, exact în curba de achiziție. Adică dacă el are 7 zile ca să facă achiziția, pentru că așa se face achiziția în domeniul respectiv, atunci facem push puternic pe acele 7 zile. Utilizatorul se schimbă, cookie-ul expiră și tot așa. Pentru situațiile în care marcarea utilizatorului ca interesat este suficient să identificăm o audiență cu potențial de achiziție, folosim până la 400 și cât-i maxim? 450, pare. 500, da? Un an și jumătate, cred că cât poate să nu expire cookie-ul. Deci asta ar fi o strategie care, bine, și cea care îmi place mie cel mai tare este asta de Gmail, care e fenomenală. Utilizatorii comunică în Gmail, da? Pe diverse teme. E contextual advertising, da? Dar tu poți identifica o intenție în cadrul mail-ului. Dacă el scrie, de exemplu, să zicem că folosește numele lui în semnătură, atunci ai putea să folosești ca și keyword numele lui pe potrivire exactă sau frază, astfel încât să-i livrezi exact persoane care are numele respectiv în semnătură. Să-i livrezi o campanie. Ceea ce e foarte, foarte interesant. Adică, de exemplu, dacă eu știu că designerul Alex Oda, care e cu noi acum, îmi trimite un mail, atunci poate vreau să targetez pe el să fac campanie cu Web Digital. Ai testat asta și merge? Da. Da. Merge cu Ionuț Munteanu, dar tot 4 lei pe click. Și deci te afișează reclame numai ție. Mai mail-urile tale, nu? Da. Ale mele și ale celor care citesc mail-urile mele. Corect. Da. Și eu nu dau click pe ale mele, scade rata de click, dar supraviețuiesc. Pe lângă asta, o altă strategie care e interesantă, eu sper ca voi, știu că unii dintre voi sunt complet mulțumiți de faptul că vă zic atât de multe lucruri. Asta mi-a plăcut, pentru că eu, dacă am clienți foarte puțini, pot să fac să afișez reclama mea la toți clienții mei niciodată, nu? Da. În mail-uri, adică când își citesc mail-urile, le mai zic să mai cumpere o rochie de la mine. Da, absolut. Ok. De ce, mă, îți place? Ok, dacă funcționează, da, dar e
e cam scumpă deocamdată, adică din ce am văzut așa, sunt mulți care licitează aiurea. Păi nu, că selectează doar persoane care îmi cumpără de peste 30 de milioane. Da, da. Da, frumos. Bun. O altă strategie care merge foarte mișto pe site-urile de haine, așteptăm pe cei care au site-uri de haine, nu știu pe cine, să facă lucrul ăsta dacă nu fac deja, image search, ads. Nu mai. Le spun totuși, da? Puteți să folosiți campanii de image search, pentru că dacă cineva caută, să zicem, rochii de seară, poate vrea să uite la ceva modele de rochii de seară. Și atunci, în loc să caute pe motorul de căutare în zona de căutare, caută pe search, pe images. Și atunci când caută pe images, ia pac-pac reclama mea cu rochii. Reclamă text cu imagine de 90x90 de pixeli, a descoperit dragostea mea azi. Nu, că e 90x90. Că e scropuiește imaginea mai mare, dar... sau Cornel, nu știu exact cine, dar... Oricum, 90x90 de pixeli. Ideea e că să vezi poză și text în Google Ads, e cool. Bineînțeles că acum sperăm cu noua lansare a Sitelinks, Product Sitelinks. Product Sitelinks, o nouă extensie pe care sper să o folosească cei care au feed-uri de produse. E o extensie, la fel ca Sitelinks, în care inserezi feed-ul de produse în Google Merchant Center, un alt serviciu de la Google, înlegi Google Merchant Center cu Google AdWords și în momentul în care faci o căutare specifică pentru un produs, îți apar 3-4 produse cu preț, cu ofertă de preț exact actualizate din lista ta de produse. Este disponibil în Franța, Germania, Italia, Spania, US și toate cele. Avem câteva campanii internaționale pe care ne-am bucurat să folosim această opțiune, dar acum, de câteva zile, am observat și în România opțiunea disponibilă. Sper să fie și Google Merchant Center și vă aștept să ne cereți să o folosim pentru voi. Reclame aici, spot. Cam ce buget îmi recomandați voi să am pe... Noi avem... Ai o strategie pe termen lung? Nu, păi aștept să... Dați voi o strategie pe... Nu facem, deci... Noi avem o politică, după cum ziceam, o politică pas cu pas. Ceea ce înseamnă că noi vrem ca investiția ta să fie protejată. Și anume, datorită acestui lucru, vrem să începi cu valori mici. Și vrem să începi cu valori mici și să te acomodezi cu ele și ele să performeze pentru tine. Bineînțeles, în anumite industrii nu e posibil. Dar în industria ta, dacă ne focusăm cu o singură categorie, putem începe gradual să dezvoltăm campanii pentru tine care să performeze, pentru că vom vedea dacă categoria respectivă a performat. Adică mai degrabă recomandăm decât să ai să te arunci pe 10-15 categorii de produse cu un buget foarte mic, pe o perioadă foarte scurtă de timp, mai bine zicem, ok, focusează-ți, centrează-ți eforturile pe o singură categorie de produse, marketează bine categoria aia, să fie categoria de produse care e cea mai profitabilă pentru tine, care îți aduce cel mai mult revenue, care, și care are un ROI pozitiv de, na, 1000%. Ok, și cu cât ar trebui să începi? Noi nu avem un buget minim, dar o sumă recomandată care ar fi cea mai, care ar fi maximul de valoare pe fiul nostru minim, ar fi 500 de euro pe lună. Care ar profita la maxim de, practic, în cazul în care avea cel mai mic buget, ar face, practic, diferența. Ar fi cel mai potrivit să începe acolo. Bineînțeles, poți să începi și cu 200-300 de euro, adică nu e o... Nu câștigăm bani la Google, după cum știm toți, nu suntem frustrați pe asta. Nu. Și bineînțeles că recomandarea noastră este să... Să începeți cu cât sunteți voi confortabili, dar să vă centrați eforturile pe un singur grup sau pe o singură categorie de produse, astfel încât să nu pierdeți banii sau să aruncați shoot blanks, știi? Pentru că, dacă împarți în 15.000 de locuri, dacă ai, de exemplu, 500 de cuvinte într-o listă și o distribuție uniformă ar face ca fiecare cuvânt să aibă câte un euro, la 500 de euro ai avea câte un singur euro pe fiecare cuvânt într-o lună. Ceea ce înseamnă o proastă dimensionare a campaniei și o risipă de bani. Bineînțeles că nu toate cuvintele iau la fel click-uri, nu iau la fel impresii, nu se afișează, nu sunt căutate suficient de des, dar dacă
trecem peste aspectul ăsta și gândim la nivel de uniformizare completă, atunci vă recomand să începeți cu mai mult de 1 euro pe lună pe cuvânt. Mulțumim, domnule client! Foarte mulțumim, da. Dacă mai spuneți și cu ce... Aici, semnați. Da. Dacă mai spuneți și cu ce vă diferențiați voi față de restul companiilor care fac Ever. Suntem la fel ca toți specialiștii extraordinari de clasă A+, din această piață. Foarte și... facem doar asta. Da, da, și... Adică toți mi-au spus că fac doar asta. Nu mi-a zis nimeni că culege și căpșuni și face și el. Da, nu știu. Noi asta facem, cu asta ne ocupăm. Asta e factorul nostru de diferențiere. Suntem specializați după asta pentru pe pay-per-click marketing. Suntem creativi în pay-per-click marketing, suntem inovativi în pay-per-click marketing și facem asta. Suntem specializați doar în asta și credem că asta ne diferențiază de piață, în piață. Ok. Mulțumesc. Eu îți mulțumesc pentru timpul acordat. Mersi.